Fotoliul cu gimp. Fotoliul cu gimp. Fotoliul cu gimp. La fotoliul cu gimp. Câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să-și o bage în casă și să nu fie fotabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresatul? Cât a costat? Adrian Simon, Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV. Găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune în fotoliul cu gimp, aici, în studioul Capital TV. Suntem împreună cu domnul Dan Dobruțchi, primarul Comunei Peștișul Mic. Bună ziua, domnule primar, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua, bine v-am găsit. Mă bucur că sunt astăzi alături de dumneavoastră, mai ales că este început de primăvară, ieri 1 martie, o ocazie specială și cu atât mai mult mă bucur că sunt astăzi aici. Bun, vine primăvara, așa am început și ieri cu unul din colegii dumneavoastră. Și ce dacă vine primăvara? Ce ne aduce bun primăvara asta? Bun, dumneavoastră, anul 2020, finalul de an, v-a adus ceva bun, că v-a adus un mandat de primar. E primul, mă rog, asta e discutabilă. Cu ghilimele de rigoare. Păi de ce să fie discutabilă? Doar dumneavoastră ați văzut să candidat, nu v-a putut... Da, categoric, dar aia înseamnă că mi-a adus numai lucruri bune. A, că dacă știați, nu vă mai băgați. A, nu e vorba că nu știam. Știam ce mă așteaptă acum, nu pot să fiu ipocrit vis-a-vis de acest aspect. Știam că, foarte bine ce mă așteaptă. Mi-am asumat și ducem lucrurile la bun sfârșit, așa cum ne-am propus și cu toate proiectele îndeplinite. Ia, cum e la primărie? Cât de rău e la primăria Peștișul Mic? O primărie grea, cu multe probleme, dar pe care am reușit să le gestionez și, zic eu, suntem pe linia de plutire. Vreau să trecem la următoarea etapă, etapă în care dorim să implementăm cât mai multe proiecte la nivel de primărie și să facem ce le-am promis oamenilor, în primul rând. Ați fost nevoit să faceți multă curățenie după vostra administrație publică? Nu în ceea ce privește oamenii. S-a pus problema de modalitatea de lucru, faptul că nu exista o procedură foarte clară de a ști fiecare ce are de făcut. Și aici am pierdut foarte mult timp. Dar lucrurile s-au așezat și în momentul de față lucrurile, zic eu, funcționează bine. Dacă vii la primărie astăzi și stai mai mult de 10 minute maxim pentru indiferent ce hârtie, este foarte mult. Dezau, păi cum? Foarte simplu. Am făcut un circuit funcțional, de așa manieră încât știu în orice moment, orice document care intră în primărie, în condițiile în care vine cineva cu o solicitare, indiferent de ce manieră, toate lucrurile se mișcă într-un circuit funcțional și se mișcă foarte repede. Bun, da, spuneți-mi... Am înțeles că acolo, deși o comună mică, câteva sate, un număr mic de populație, nu? Da, 1228 de locuitori. Sunt și probleme. Care sunt cele mai des întâlnite probleme? Probleme sunt în orice comunitate. Gândiți-vă că probleme sunt într-o familie, dar amită într-o comunitate de 1228 de locuitori. Aici vorbim, lăsând la parte orgoliile oamenilor și, mă rog, anumite frecușuri dintre
dintre ei, sunt probleme specifice legate de fiecare sat în parte. Unii se confruntă cu anumite probleme, alții cu alte probleme. Acum, vis-a-vis de ceea ce înseamnă parte de utilități, avem un mare handicap, pentru că la nivelul comunei Peștișul Mic, practic nu avem în momentul de față niciun fel de utilități. Am reușit cu foarte mari eforturi și datorită ajutorului primit de la Ovidiu Manoilescu să aducem și fibra optică în zonă, pentru că era o mare, asta era una dintre marele probleme și doleanțe, de fapt, ale și doleanțe ale oamenilor, pentru că sunt deja mulți care lucrează de acasă. Știți foarte bine că școala s-a făcut online și de fiecare dată când se închide trebuie să se facă online. Avem un singur operator de telefonie care furnizează și serviciile de internet în zonă și sunt destul de slabe serviciile, ca să-i spun așa, nu o să-i dau numele, dar serviciile lasă de dorit. Și atunci, ca să rezolvăm problema asta, era nevoie de încă un furnizor de astfel de servicii, ca să existe și competiție între furnizori. Am reușit, am adus în zonă, în maxim 3 săptămâni vom avea fibră optică în toate satele, în cele 9 sate de pe raza comunei. Era să încep și eu, mă uitasem zilele trecute la emisiunea Loco, și era să, așa în spiritul răutății care zace în mine, să fac și eu: și ce proiecte de viitor aveți, și domnule primar? Dar nu pot să vă întreb porcăria asta, ci pot să vă întreb următorul lucru. Ok, am înțeles, fibră optică. Acum nu toată lumea din Peștiș lucrează de acasă neapărat. Asta pentru copii, în schimb, cu școala online este un lucru bun, plus că oamenii au acces la o viteză mai mare de internet. Păi, categoric, aici vorbim și de celelalte servicii. Vorbim de telefonie, vorbim de televiziune, plus discutăm de costuri, pentru că e una să plătești 40-50 de lei de familie pe lună și să ai toate serviciile incluse, și alta să plătești între 1.200.000 și 2.500.000 lunar pentru același tip de servicii. Că până la urmă ne raportăm și la această chestiune. Că oamenii în ultima perioadă sunt un pic mai atenți cu modul în care își cheltuie veniturile. Și așa, destul de limitate. Destul de, și limitate, parcă. Corect. Și mai puține, și aveți oameni care au rămas fără loc de muncă acum? Sunt care au rămas și fără locuri de muncă și care își caută locuri de muncă. Noi încercăm la nivelul comunei să aducem și să atragem și investitori. Suntem în discuții cu două companii mari care doresc să investească în zonă. Se pune problema de a crea un minim de 50 de locuri de muncă pe raza comunei Peștișul Mic, ceea ce este un plus din mai multe puncte de vedere, și sperăm ca în termenul cel mai scurt să înceapă investițiile. Am înțeles. Și pentru 2021, ce v-ați propus? Că mă gândesc că vreți să faceți aia. În primul rând aștept bugetul. Noi știm foarte clar ce ne-am propus și ne-am propus aceste proiecte ținând cont de ceea ce își doresc oamenii din zonă. Avem foarte multe de făcut, începând de la partea de drumuri, partea de alimentare cu apă, partea de canalizare, partea de alimentare cu gaz. Restul deja sunt proiecte conexe. Păi, n-aveți gaz acolo deloc la Peștiș? Nu avem absolut deloc. Pentru că chiar dacă stați la o aruncătură de băți de municipiu... Păi, suntem la o aruncătură de băți. Investiția nu este deloc mică. Am făcut eforturi susținute să rămânem în parteneriatul pe care l-am încheiat cu celelalte 6 comune. Acolo lider de proiect este primăria Răud, domnul primar Lucian, un om eu l-am văzut implicat și care chiar își dorește să implementăm acest proiect. Sunt lucruri care nu depind de noi, deci tot ceea ce a depins de noi ca și primar sau ca și instituția pe care o reprezentăm, noi am făcut
toate demersurile. Așteptăm acum să vedem dacă vom intra în prima fază de finanțare, ceea ce ne și dorim de altfel. Au fost alocați, din câte am înțeles, din discuții, dar doar la nivel de discuții, în prima fază sunt alocate 200 de milioane de euro. Păi bun, dar nu știu, la Comuna Peștiș nu e ca în cealaltă comună, că am înțeles că se vor face investiții masive în rețelele de gaz și de distribuție, în prelungirea lor, în aducerea lor. Eu n-aș vrea să mă lansez în foarte multe speculații vis-a-vis de... Știi, pentru că o să vă treziți că spuneți vreau să intru în gază și nu o să reușiți, poate cine știe din ce cauze. Păi eu dar asta... în vedere numărul de locuitori. Eu asta îmi doresc. Păi, dar ăsta și fost motivul pentru care s-a făcut acest parteneriat. Uh-huh. Ca să îndeplinim toate criteriile cerute de programul de finanțare și să avem cât mai multe puncte la proiect. De acum, n-am înțeles. Suntem printre primii. Proiectul e aprobat? Proiectul nu este aprobat, proiectul este în faza de verificări. Noi am mai depus, din fericire, am depus înainte de termenul limită documentația pentru acest proiect. Au mai fost unele clarificări pe care ni le-au solicitat și le-am depus până la termenul limită de 31 decembrie. Da, e ok, e în regulă. Spre deosebire de alte primării care au depus proiectul în 31 decembrie și n-au mai putut veni cu clarificări ulterioare și au pierdut din punctul ăsta de vedere. Școală aveți în comun? Da, avem în momentul de față o școală în Valea Nandrului, avem o grădință la Josani. Îmi doresc foarte mult să deschidem și școala de la Mănărău. Din păcate, întâmpinăm acolo probleme din partea unor părinți care nu vor să-și dea copiii la școala din Mănărău. De ce? Din vari motive. Că nu-l iubesc pe primarul actual sau, mă rog. Dar ce are copilul cu iubitul? Păi asta n-am înțeles nici eu. Am înțeles, ai alte opțiuni politice, nu-i niciun fel nu de problemă. Nu vine primarul să predea la școală. Că nu o să predea primarul la școală niciodată, dar de la asta și până a priva niște copii de posibilitatea de a avea la ei în sat o școală, mi se pare o distanță. Păi și unde merg copiii ăștia la școală? La Hunedoara. Mă rog, din păcate. Și acolo sunt părinți care le este greu și chiar le este peste mână să-și ducă copiii. Și trebuie să asigurați transportul lor? Nu le asigurăm noi transportul, au gratuitate, se folosesc de transportul public. Mă rog, care funcționează așa cum funcționează în momentul de față. Cum funcționează? Păi nu prea funcționează, pentru că cei care au câștigat licitația pe traseul respectiv au scos foarte multe curse de... Din păcate, adică nici măcar câștig o licitație și nu mă țin de ce scrie în caietul de sarcini. Păi nu s-au ținut. Mai mult de atâta, nici măcar nu ne-au înștiințat. De când a fost licitația? Nu trebuie... Da, traseul nu e câștigat acum. Traseul e câștigat mult în urmă. Păi asta zic. Și el nu se relicitează la o perioadă de timp. Adică mă gândesc că un contract se face pe o perioadă. Normal așa este. Eu sper că pe programul, în momentul în care vor începe să se deruleze programele prin Agenția Fondului de Mediu, să putem să achiziționăm două microbuze hibrid măcar și să rezolvăm problema transportului pentru totdeauna la nivel de comun. Asta în transportul în comun, probabil. Da. Da, vedeți, noastră, mie mi se pare un pic cam așa, că am școală în comună, am școală în sat și îmi trimit copilul la câți kilometri distanță nu și să mai suporte și primăria transportul, că așa vrea mușchiul meu. Nu poți să-i obligi pe oameni. Eu am făcut toate demersurile posibile către inspectoratul școlar. Acum lucrăm deja la un proiect tot prin agenția... Două secunde. Eu când aud de inspectoratul școlar, devin școlar Hunedoara. Hunedoara, da. Devin foarte sensibil. Mă rog. Că ce? Ați am avut o deschidere. De că ce? Știe domnul unde e Peștișul? A fost vreodată acolo? Da, știe, să știți, chiar știe și am rămas surprins de modul în care a sărit în sprijinul nostru și a fost de acord să ne-a mai și aprobat un post cu jumătate de normă pentru cele două
pentru școală și pentru grădiniță. De ce sunteți în același partid? A, da, sunteți în același partid. Bun, acum sunteți răutăcios din punctul ăsta de vedere. Am voie să fiu răutăcios. Aveți voie, categoric aveți voie să fiți răutăcios. Nu că știam că domnul nu prea știe unde e Hunedoara, nici câte școli nu se știe. Nu, știe, eu personal nu pot să-i reproșez nimic. Domnul inspector, nu uitați, ați promis că veniți la fotoliu cu ghimb. Vă aștept în continuare, promisiunea noastră este înregistrată. Da, vă rog. Deci, revin. Am primit sprijinul, nu pot să-i reproșez nimic, domnul inspector. Inclusiv a fost de acord să redeschidem școala din Mănerău. O avem aprobată. Să sper ca până în toamnă părinții să se răzgândească și să reușim să redeschidem și școala din Mănerău. Da, pentru că altfel nu se justifică investițiile pe care ne dorim, Să le facem și acolo. Băgați o grămadă bani acolo, condiții, treburi și ea stă închisă și intră în conservare. Lucrăm la proiect în momentul de față. Vreau să mai am o întâlnire cu toți părinții din satul Mănerău, pentru că altfel școala din Mănerău nu o s-o prind pe proiect, nu se justifică investiția acolo. Și mă voi concentra doar pe Valea Nandrului și Josani, unde sunt cei mai mulți copii, de altfel, pe raza comunei. Mi se pare un lucru absolut normal. Adică, ok, vreau să sprijin, sunt pus acolo în slujba cetățeanului, dar, până la urmă, nu pot să bag banii în ceva în care stă. Nu se justifică. N-ar avea niciun fel de justificare din punctul ăsta de vedere. Sperăm ca părinții să înțeleagă și să înțeleagă că se poate face școală și la Mănerău, la fel cum se face și la Hunedoara. Avem un om foarte implicat acolo în zonă. Și vorbim de domnul învățător Suciu, care este și director de altfel. Și vă mai spun un lucru. În momentul în care te duci în clasă și ai 10 copii, te ocupi de 10 copii, nu de 30. Ai mult mai mult timp la dispoziție să te ocupi de fiecare în parte. Deci dacă e să gândim lucrurile logic, din punctul ăsta de vedere. Bun, acum logica nu e la fel la toți, dar mă rog... Absolut, fără discuție. Acum, domnul primar, eu vă cunosc pe noastră de destul de multă vreme. Știu că sunteți un tip de stupat și asta nu e o formă de periaj, că știți bine că nu sunt în caracter. Aveți grădiniță, aveți școli, Valea Nandrului, toate lucrurile astea, cu infrastructura, drumuri. Din păcate cu infrastructura am o problemă, acolo, da, am o problemă majoră și vorbim aici de drumul județean DJ 708, care străbate practic toată comuna. Pe o distanță destul de mare, trece prin toate satele. Drumul ăla este praf din toate punctele de vedere. Nu s-au făcut investiții. Ne-au promis anul ăsta că va fi prins pe lista de investiții și în funcție de bugetul alocat se vor face ceva lucrări în zonă. Sunt foarte curios, aștept să vedem ceea ce se va întâmpla din punctul ăsta de vedere. Dacă nu, urmează să plantăm flori pentru că altă soluție nu avem. Da. Deci în gropile de pe DJ 708 probabil că o să fac o acțiune cu locuitorii de pe fiecare sat în parte și acolo unde e nevoie o să plantăm flori. Frumusețăm comuna măcar din punctul ăsta de vedere. Da, ați încercat să stați de vorbă cu cineva de la Consiliul Județean să-i prezentați situația? Că, iată. Am prezentat situația din mai multe puncte de vedere, nu doar sub aspectul ăsta. Vedem ce se întâmplă. Deci aștept... Acum nu o să întâmple mâine. Probabil că trebuie să vină cu și bugetul. Cu categoric. Așteptăm să vină bugetul, vedem modul în care vor fi alocați banii, unde se vor face investiții, unde vor începe lucrările în prima fază. Nu pot să nu vă întreb lucrul ăsta la foarte scurt timp după ce ați fost validat ca și primar. A fost o știre, scandal la primăria Peștiș, furat de documente din primăria alea. Ce s-a mai întâmplat? Că nimeni n-a mai zis nimic. Păi există un dosar deschis în anchetă în momentul de față. Noi am făcut o verificare a documentelor care sunt în primărie. Avem foarte multe documente care lipsesc pe partea de ce ține eliberare de titluri, în sensul că aici vorbim de hărți, anexe de validare, procese verbale și așa mai departe.
lipsesc, ele există în registru cu numere de înregistrare, dar nu există fizic. Bun, acum, din fericire, noi am reușit să reconstituim cea mai mare parte din documente. Am făcut demersuri și către Arhivele Naționale, am făcut demersuri și către instituția prefectului. Am reușit. Dar de ce a luat cineva documentul ăsta? Să ce facă? Din vari motive. Acum, motivele nu le putem... Ca ceva? Să ce? Păi, în momentul în care dispar niște acte dintr-o instituție publică, nu poți să te duci cu gândul decât la astfel de lucruri. Pentru că dacă nu ai nimic de ascuns, n-ai avea de ce să le muți dintr-o parte în alta sau să le faci să dispar. Că pare așa ca în film acolo, o primărie mică. De da, păi a fost mai mult. Nu credeți că degeaba se spune că viața bate filmul? Ia. Yeah. A fost mai mult ca în filme. Credeți-mă. Ce probleme ați avut ieri? Că, de fapt, ieri ar fi trebuit să facem emisiunea asta. Da, sunt niște probleme la Mănărău cu niște contracte de arendă. Mă rog, cel care le-a avut inițial, oamenii l-au acuzat că nu și-a plătit arenda conform înțelegerii. El spune că și le-a plătit. Oamenii vor să renunțe la contractele cu el. Am înțeles că sunt în discuții și au încheiat deja alte contracte, deși nu sunt înregistrate la primărie, pentru că nu le putem suprapune. E o problemă care, din punctul meu de vedere, se va putea rezolva doar în instanță. Eu am avut o întâlnire, și vineri am avut o întâlnire cu fermierii. Da, încerc să mediez problema între ei. Știți cum e? Oamenii sunt un pic, poate, prea creduli și în momentul în care vii și îi promiți că îi dai mare acusarea, zice, hai mă să vedem, că poate chiar ne dă mare acusarea. Păi nu scrie acolo în contractul ăla de arendă ce îi dai? Da, dar și le dă în primul an, atenție, le plătește în primul an și după aia, din al doilea an, nu mai răspunde la telefon și nu-l mai vezi decât, probabil, în ultimul an, când trebuie renoi contractul. Că de aici pleacă toată discuția. Eu am discutat cu oamenii, le-am spus, sunt foarte mulți fermieri în zonă, încercați să faceți contractele cu fermierii care sunt în zonă și vă spun și o susțin asta din două motive. Una la mână. Fiind o comunitate destul de restrânsă, este mult mai ușor să-l tragi de mânecă pe cel cu care ai încheiat contractul de arendă în momentul în care nu-și îndeplinește obligațiile contractuale. O să te duci la el la poartă să-i zici, bă, Ioane, ai promis că facem asta. De ce se vede regulă? Produse, nu? Păi, produse sau bani, în funcție de ce se cultivă pe teren sau, mă rog, de înțelegere între ei. Și la APIA cine beneficiază de subvenții? Arendașul, mă gândesc. Păi, mai mult ca sigur că arendașul, pentru că în momentul în care ai arendat terenul, poți să te duci să bagi și la APIA și să iei și arenda. Se mai practică. Păi știu că se mai practică, dar nu mi se pare corect. Nici mie. Bun, acum am promis că voi întreba fiecare primar de comună un anume aspect. Nu mi s-a pus pata, dar vreau să văd până unde merg lucrurile, de ce nu. Faceți parte din Asociația Comunelor din România, filiala da. Județului Hunedoara? Da, există o hotărâre de Consiliu din 2011. Comuna Peștișul Mic este membră în acord din 2011. Și ce puteți să-mi spuneți despre calitatea noastră de membru în această asociație? Pentru ce? Păi, foarte multe nu vă pot spune. Nu puteți noi la afară... că e primul mandat, dar ce din ce nu știți e vorba că e primul mandat. Eu pot să vă spun foarte multe. Ia spuneți. Ce vreți să spuneți? Dar în ceea ce privește calitatea noastră ca și partener, să-i spun așa. Membru în această asociație. Faceți parte și din Consiliul Director, asta? Nu. Așa? Nu, a fost ședința de alegere a Consiliului Director, a fost în 25 februarie, a fost ales și președintele. Eu am speranțe mari de la
de la Ovidiu. Și eu îl cunosc pe domnul Ovidiu. Îl știu, un tip destul de implicat. Acum vom vedea modul în care bun, se va... Bun, dar ce până acum? Adică ce rol are chestia asta, că sunteți dumneavoastră în asociație? Păi, din punctul meu de vedere, foarte multe nu s-au făcut pentru comună. Cred că trebuie un pic... Pentru nicio comună, de fapt. Pentru nicio comună. Eu vorbesc strict de Peștișul Mic. Da, am înțeles, corect. Că nu eu pot să vorbesc din ce mai de știu. Primăria... Nu, eu vă spun din ce mai știu. Eu vorbesc strict de Peștișul Mic. Vă rog. Practic, pentru Peștișul Mic, din ce am eu la cunoștință până în momentul de față, în afară de faptul că se face auditul prin acord, altceva... Asta e mai nimic. Cât plătiți pe an? Păi, plătim, în momentul de față, taxa este de 2000 de lei lunară. Pe an? 2000 de lei, 24.000 de lei. 24.000 de lei. Cel puțin. Exact. Păi și ăștia numai pentru auditul ăsta? Păi, din păcate, da. Nu e ok, domn primar. Păi eu știu că nu e ok, din păcate. Adică cu banii ăștia plătiți, nu știu, jumătate sau mai puțin de jumătate la o firmă de audit. Aici intervine Curtea de Conturi. Acum nu are Curtea de Conturi întotdeauna. Păi are Curtea de Conturi, pentru că tocmai aici e problema. Se pune problema de a avea un birou de audit. Da, de a avea un birou de audit în cadrul primăriei. Dacă e să discutăm de primările de comună, nici o primărie de comună nu va putea să-și permită să-și plătească să-și facă un birou de audit în cadrul primăriei. Deci să fie foarte clar. Legea și... este, din punctul ăsta de vedere, legea este, cred că, un pic construită greșit. Dacă e să discutăm strict de primările de comună. Ori singura soluție care s-a găsit vis-a-vis de acest aspect a fost ca auditul extern să se facă prin acord. A fost o înțelegere la nivel de comune, la nivel de asociație, așa au stabilit la momentul respectiv. Eu încă nu eram primar, dar știu de discuție și știu ce s-a întâmplat. Mie îmi pare un pic trasă de păr treaba asta. Parcă un pic cu dedicație, așa. Păi, poate fi interpretată și așa. Păi, că la este asta un pic... mă pot gândi, nu păi, trăim în România. Poate fi interpretată că este cum cu adică dedicație. Nu-i bună firma de audit? De ce nu-i bună firma atâta de audit? Atâta timp când nu ți se ia în considerare auditul extern cu o firmă de audit. Păi, are cod CAEN, are tot ce trebuie, are expert contabil, are aia cum, adică ce... Omul ăla n-are diplomă, n-are studii recunoscute în România. Cine e Curtea de Conturi să spună că auditorul de la o firmă nu e bun? Dar cine ești tu, mă, Curtea de Conturi să spui că auditorul de la o firmă nu e bun? Bă, mă dar rog, firma aici... e bună să-și plătească impozitul? Aici vorbim strict de legislație. Păi legislația e prost făcută din pix de unul care habar n-are pe ce lume trăiește. Punct. În momentul în care s-a făcut legislația vis-a-vis de acest aspect, lucrurile s-au făcut de așa manieră încât doar prin acord se poate desfășura acest audit extern. Da, absolut, ai comun. Pentru că auditorii aia nu sunt plătiți. 53 de primării în doar județul Hunedoara, câte ori mai fi în țară, cu Asociația Comunelor, cu nu știu ce, ori cât se plătește, mai e și Asociația Orașelor. Asta nu știu ce bun, scopare. Acum, pe de altă parte, eu vă mai spun un lucru. Sunt foarte multe proiecte legislative care s-au modificat datorită implicării acordului. Pentru că eu n-am auzit. Eu vă spun din ceea ce știu eu până în momentul de față. Mă rog, chiar primesc. Și să știți că președintele la nivel național, pe lângă faptul că e un tip foarte deștept și foarte citit, e un tip foarte implicat cu care poți discuta. În momentul în care te lovești de o problemă la nivel de comună din punct de vedere legislativ și intri în legătură cu el și prezinți problema, să știți că întotdeauna a dus-o mai departe. Da, e primar, nu? Da. Unde? Îmi scap acum, sincer. Un primar de comună. Da, e primar de comună. Da, am înțeles. Bun. Și cum e? Îl puneți pe domnul Rovinar, director executiv? Nu știu, sunt niște discuții. Asta deci există aceste discuții? Sunt niște discuții. Va hotărâ Consiliul Director împreună cu președintele vis-a-vis de acest aspect. Păi din punctul meu de vedere... Nimic de zis. Păi da, eu vă spun, din punctul meu de vedere, sincer, mi se pare o cheltuială inutilă. Mă rog, să presupunem că este nevoie de un director executiv. Dacă este nevoie de un director executiv, lăsăm să o parte... Ce?
Lăsând la o parte activitatea domnului Mircea Rovinar, care mi-este coleg. Păi domnul Mircea Rovinar nu a fost înainte președintele asociației? A fost președintele asociației. Și acum îl punem director? Păi, cred că fiecare dintre noi ar trebui să tragem linie la un moment dat, să spunem, bă, am făcut până vorbesc, aici... Nu vorbesc, de ce vorbesc. Nu are nicio legătură cu Comuna Peștiș, dar dacă am intrat în subiectul ăsta, am promis că întreb fiecare... Bă, rog. Domnule, mi se pare așa un pic, bă, n-ai servicii, are servicii, am înțeles, domnul. Nu știu, și afară de asta, nu sunt aspecte să, care nu mă nu trebuie, mă nu știu, să vă dați dumneavoastră primarii peste cap, să-i faceți loc unui fost primar, fost președinte de asociație. Pare un pic de dedicație așa și m-am cam săturat de dedicație. Bun, aici se pune problema. Bun, discuția, din ce știu eu cel puțin, este legată de activitatea lui ca și președinte. Unii laudă, alții îl hulesc. Eu nu pot să spun că a fost un președinte bun sau a fost un președinte prost, pentru că nu m-am lovit, n-am lucrat cu el și dacă aș face lucrul ăsta, l-aș face necunoștință de cauză și nu vreau să cad în capcana asta. Dar nu prea sunteți de acord nici dumneavoastră cu chestia asta. Păi, nu sunt de acord în sensul că sunt bani care pot fi gestionați altfel sau cred că sunt oameni care sunt mult mai pregătiți și care ar putea fi folosit în direcții mult mai bune. Acum, dacă Ovidiu, domnul Ovidiu Furdoi, primarul este primarul de la Cișciori, este președinte, eu sunt convins că omul poate să facă acolo exact ce ar face un director executiv, că de-aia e președinte. Da, mă rog, nu cred că poate să le facă chiar e pe toate. Tânăr, domnul, da. E tânăr, de acord, dar eu vă spun ca și timp fizic. Acum, cât trebuie să aloci pentru o astfel de activitate, inclusiv pentru activitatea de președinte. Acum Ovidiu are mai multe mandate ca și primar, deja are o experiență în spate, pentru el e mult mai simplu să gestioneze timpul și are deja o echipă sudată în primărie. Dacă se punea problema să fi fost la primul mandat, atunci lucrurile ar fi stat cu totul și cu totul altfel. Probabil că poate să-și aloce mai mult timp activității în acord în acest moment. Bun, să închidem acest subiect. M-am ținut de promisiune să revenim la Peștiș. Cum vedeți dumneavoastră Peștișul în următorii 4 ani? Adică atunci când ați mers la primărie, când ați candidat pentru postul de primar, ați venit cu niște gânduri, mă gândesc, cu niște promisiuni, sigur, cu niște chestii de genul ăsta. Acum, e ca aia, mă duc să gătesc, nu știu, foie gras și ajung în bucătărie și văd că nu este foie gras. Bun, acum, sincer să fiu, nici nu m-aș apuca să gătesc foie gras pentru că... Nu vreți pricep să faceți o tocană? Făceam o paralelă. Deci dacă mă apuc de făcut foie gras, prima dată mă documentez și mă specializez și fac câteva oricum, cercări. Oricum, nefiind acolo, nu aveați cum să știți tot ce este. Sigur, nu aveam cum să știți. Găsi. Și sunt convins că ați găsit și multe prostioare, dar asta e partea a doua. Mă rog, astea sunt în toate primăriile, mai mult sau mai puțin. Nu asta este obiectivul meu principal. Cu toate că există serviciu de audit de la... Vedeți, vă rog, mă apucă râsul. Da, mă rog, și pe mine mă apucă râsul vis-a-vis de acest aspect, dar să trecem peste și să discutăm de obiectivele. Dar pe mine de ce mă apucă râsul? Principale. Păi, eu am solicitat un audit de la Acor, am avut acum în luna ianuarie până în luna februarie, o lună de zile am avut auditul. Așa. Ăștia pe care ai plătit tot dumneavoastră. Exact. Toată lumea, așa. Și da. Ce? Mâine o să am o întâlnire cu ei să discutăm mai multe aspecte. Dar ați zâmbit. De ce ați zâmbit? Păi n-am zâmbit întâmplător. Acum, până nu o să le lămuresc cu ei mâine, n-aș vrea să mă lansez în niciun fel de... Am înțeles. Respect punctul ăsta de vedere. Dar intuiesc și ce ați fi vrut să-mi spuneți. Îmi spuneți în emisiunea viitoare. Cu siguranță. Bun, și acum să revenim la bucătărie și la foie gras. Cum îl vedeți dumneavoastră în următorii 4 ani față de ceea ce ați crezut sau ați văzut acum 4 luni?
5. Păi nu e vorba de cum văd. Eu știu foarte bine ceea ce vreau să fac. De-aia am și creez echipa și sudez echipa de așa manieră încât să putem implementa proiectele pe care ni le-am propus. Din păcate, totul se rezumă la bani. Pentru că în unele proiecte vom avea nevoie de parte de cofinanțare. La orice proiect de investiții ai nevoie de un SF, ai nevoie de un PT, ai nevoie de ridicări topo și așa mai departe, care toate implică costuri. Ca să nu mai vorbim de cofinanțări când ajunge acolo. Bun, să nu mai vorbim de cofinanțări. Acum eu am încercat să găsesc sursele de finanțare de așa manieră încât să nu fie nevoie de parte de cofinanțare. Cu siguranță va trebui să facem și proiecte pe unde va fi nevoie de această parte de cofinanțare. Dar eu cred că atâta timp cât îți gestionezi bine bugetul și încerci să mai aduci niște venituri suplimentare la buget, poți să te descurci să faci destul de multe lucruri. Găsiți proiecte europene? Ați identificat ceva? Da, am identificat, sigur că am identificat. Am avut discuții cu mai mulți consultanți. Am și lucrat deja cu unii dintre ei. Am făcut oarecum o selecție din punctul ăsta de vedere, pentru că nu mi se pare normal și corect să plătești un consultant, chiar dacă e pe fonduri europene, și tu să-i faci treaba. Cum adică? Aici m-ați pierdut. Păi în sensul că... Cine face prostia asta? Mă rog, sunt consultanți și consultanți. Păi cum eu ca primărie te plătesc pe tine și îți fac eu treaba? Păi atunci de ce te vin plătesc? Vin și spun, mai trebuie făcută asta, trebuie făcută asta, trebuie hârtia aia, trebuie făcută... Păi ia-le! Păi bun, ia-le și fă-le de la cap la coadă și... Că ce ține de noi și ce trebuie să prezentăm noi ca și primărie... Aia o facem fără niciun fel de problemă, da. De la asta și până la da 100.000 de telefoane pentru a putea face o cerere de plată sau și vorbim de proiecte mici. Păi ce facem când ne lovim de proiecte mari? Și de aia trebuie să fii foarte atent în special în momentul în care îți alegi consultantul pe proiect. Acolo la Peștiș erau la un moment dat probleme și cu inundațiile, nu? Da, au fost probleme cu inundațiile destul de mari. S-a făcut ceva în sensul ăsta? S-au făcut ceva regularizări pe râul Petac. Din păcate, mă rog, mai mult sau mai puțin benefice, să-i spun așa. Eu am avut o discuție cu doamna director de la Serviciul de Gospodărire a Apelor. M-am purtat și o corespondență din punctul ăsta de vedere, ne acordă tot sprijinul fără doar și poate. Da, știe, asta l-am întrebat și pe alt coleg de masă. Știe doamna de la APE că ați văzut ce scandal a fost la APE, deci se pricepe, nu? Din discuțiile pe care le-am avut eu, femeia mi se pare mai mult decât bine pregătită și știe și ce are de făcut. Mai mult de atâta, după ce am purtat corespondența și am fost la apele române, a doua zi oamenii au fost în teren. Ah, ok, regulă. Au fost în teren, am identificat locurile acolo unde trebuie să făcute investițiile și ceea ce este de făcut. Cu siguranță se vor apuca de lucrări după ce va fi aprobat bugetul. Cum vă așteptați să fie bugetul? Nu mă aștept nici cum. Și cum aveți așteptări? Nu mă aștept și vă spun de ce. Nu, vă spun eu de ce, că așteptam un răspuns. Dar apreciez că mi-ați spus lucrul ăsta. Am văzut declarații politice, că e cel mai mare buget din nu știu ce pe investiții, că alea, că să vezi, că să nu crezi. Nu, nu mă aștept să fie nici... pentru că, având așteptări mari, și dezamăgirile vor fi pe măsură. Vreau să văd concret... Îmi place să discut pe lucruri concrete, nu pe povești. Așa povești au fost și am auzit destule, inclusiv despre construcția bugetului. În momentul în care o să văd concret cum stau lucrurile, atunci putem discuta. Eu sper să nu ne trezim cu un buget din ăla, avem atâta pe investiții și în luna iunie
la rectificare sau în iulie? Vom vedea. Eu am încredere în special în domnul Lucian Hiu și în doamna Betuța Stănescu, oameni cu care am lucrat și cu care colaborez foarte bine. Acum, din câte știu eu, și eu îl cunosc destul de bine pe domnul Hiu, și din câte știu eu, ministrul finanțelor i-a delegat o grămadă de atribuții domnului Hiu, dintre care unele chiar foarte sensibile, ca să spun așa. Păi, asta spune foarte mult despre profesionalismul domnului Hiuș. Păi da, dar atunci ar fi trebuit să-l pune ministru, nu să-l facă secretar de stat. Mă rog, astea sunt chestiuni politice pe care oricum nu le putem hotărî noi. Niciodată n-am înțeles de ce amestecăm politicul cu profesionalismul, că n-are nicio legătură. Eu repet, dincolo de partide politice și toate astea, eu consider că Hiuș Lucian este un profesionist. Și dacă tot i s-au dat atribuțiile astea, sunt convins că o să se descurce bine cu ele. Numai că, vedeți că și el, la rândul lui, chiar dacă este un profesionist, este subordonat politicului. Că pe surse știu, s-au adus o grămadă de amendamente la buget și bietul domnul și era tot roșu la față și zicea, nu se susține. Da, trebuie să vă gândiți. Deși poate în mintea și în inima și în sufletul lui, s-ar fi susținut, acum, mai ales că erau vorba de unele amendamente. Trebuie să vă gândiți că sunt trei partide la guvernare. Da, e un trio amoros acolo, un trio conjugal. A fost singura soluție în care s-a putut construi și face guvernul în condițiile în care oamenii au votat așa cum au votat. Nu vreau să intru foarte mult în amănunte vis-a-vis de acest aspect, dar vom vedea rezultatele. Cu siguranță le vom vedea. La un moment dat va trebui să tragem linie fiecare dintre noi. Da, pentru că eu nu prea înțeleg unde o să vină banii, da? Mă rog, asta e partea a doua. Horeca e moartă, industria e moartă, aia o vindem, aia facem, nu știu ce. Mă rog, vom vedea. Da, până la urmă, ăsta este și rolul nostru al presei, să fim cu ochii. Lucrurile nu sunt deloc roz, nu va fi o misiune ușoară. Trebuie să vă gândiți că cu toată situația creată de această pandemie, firmele au avut foarte mult de suferit. Firmele care sunt, până la urmă, motorul principal al economiei. Exact. Și susținătorii și toate lucrurile astea. Domnule Dobruțchi, am ajuns la final. Așa repede? Păi mai stăm o oră, dacă vreți, dar săptămâna viitoare. De fapt, 50 de minute. Ar mai fi fost multe lucruri de discutat. Dacă ați omis ceva, mai avem 2 minute. Sunt multe de discutat. Acum, categoric, nu se pune problema. Dar încerc să informez oamenii în timp util. Pentru că nu pot să fac întâlniri cu ei și măcar prin intermediul presei să ajungă informația la... Sunteți un primar de dialog sau un primar de dat cu pumnul masă? Nu, sunt un primar de dialog din toate punctele de vedere. Am înțeles. Dacă tot vorbeam la începutul emisiunii că vine primăvara și știu ce, dacă un mesaj pentru doamne, domnișoare, aveți oricum un carton pe postul nostru. Da, eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnișoarelor, eu vă doresc o primăvară frumoasă, să fiți iubite și fericite. Domnule, eu n-am înțeles asta, vă stric mesajul acum. De ce... toate mesajele astea, multe le-am auzit, să fiți iubite. De unde până unde? Ce? De ce să fiți? Eu mă raportez strict la... Da, eu mă raportez strict la soția mea, care tot timpul are simte nevoia de... să-i spun, îi arăt categoric, că iubesc. Dar simte nevoia să-i mai spun din când în când că o iubesc. Și atunci, făcând o paralelă vis-a-vis de dorințele soției mele, mă gândesc că și celelalte doamne și domnișoare simt nevoia să fie iubite. De trei ori pe zi și eu vorbesc din punctul meu de vedere. Am înțeles. Și atunci de aici și mesajul cu să fiți iubite și fericite. Bun, într-un ton primăvăratic, așa am încheiat emisiunea asta. Vă mulțumesc pentru prezența studiului. Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Stimați respectator Dan Dobrotski, primarul comunei Peștișul Mic, a fost invitat în studioul Capital TV. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Ce să zic, să fiți iubită, doamnelor, domnișoară, noi oricum vă iubim, nu e nicio problemă. Și rămâneți cu Capital TV, televiziune pe bune. Fotoliul cu ghimpi. Fotoliul cu ghimpi. Fotoliul cu ghimpi. La fotoliul cu ghimpi. Câți kilometri de drum? Să se lege omul aia, să-și o bage în casă și să nu fie potabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresul? Cât a costat? Sunt Adrian Simeon, Adrian Simeon. Adrian Simeon, numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV.